Leo, omuleu. Ce faci, măi, Leo? Ce să fac? Mi-a plăcut, adică... Da, acolo da. Aici nu știu. Un metru, doamne, iartă-mă. Un metru, face diferența. Zici? Da. Ca la fotbal. Da, da, da. De unde vii, Leo? Din Felcioara, județul Ialomița. Îți spun Leo, așa zic prietenii apropiații? Colegii. Mama cum îți spune? Îmi zice Leontin. Și cum te alintă când te alintă? Tot Leo. Leontin? Leo. Da, da. Auzi, Leo, eu îți dau o definiție, tu să te antrenezi și avem timp să vorbim de toate, da? Tu să te antrenezi, așa să-ți intri în joc. Să știi că e ușor să... Cât ai, Geta? 3000? 3600. 3600, Leo. Da. Ai văzut jocul cuvintelor, ne ducem... Da, am văzut de multe ori. Sunt convins că te vei duce rachetă să fii Leo. A pune pe cineva într-o funcție oficială. Na, poftim. Na, poftim. Na. Când îi dai a conferi cuiva un titlu, un grad, îl pui, nu știu, ministru de externe, îl pui... Numi. Numi. A, numi, Leo. A, numi, măi, Leo, bravo. Acum ai văzut cum ieși de aici. Da, da, da. Mai... Încerc să mă acomodez. Ce faci, Leo? Cu ce te ocupi? Lucrez într-o fabrică unde se produce mașini electrice de mână. Bun. Da? Adică când zici mașini electrice, nu din alea cu care mergi, nu? Nu. Zici bor mașină, flex. Ah, tare. Da. În România? În România, da, la o firmă cunoscută. Noi spune numele, tot nemțească, tot franțuzească, tot italiană, tot... Da, nu? Da, da. Am nimerit una din țările astea. Da, da. Bravo. Nu-i românească? Nu. Nu. Da. Am înțeles. De câte vreme lucrezi acolo? De 4 ani aproximativ. Da. Bravo. Auzi, mă duc la, tot la 400 de lei? Da. E o floare regală sau imperială? Crin? Crin. Leo începe seara sus. Perfect. Și când ajunge la 9 și la 10... Hai, stai, stai, că tot sus o să fii. Ai în clipa asta 700 de lei, Leo. Fii atent, și mai simplu. Coregrafie pe poante. Asta. Balet? Literă. Vrei tu o literă neapărat? Balet. Păi nu eram sigur, adică păi, 100%. Ce, Doamne iartă, poantele balerinii. Da, da, da. Coregrafie, dans. Da, da, da. Inițial m-am prins, dar... Să-ți fi zis cu lacul lebedelor, cu ceva, așa? Era mai simplu, era, îl luai? Nu știu. 1100 de lei. Da. Nu te arunca neapărat la litere imediat. Știu, nu e indicat. Leo, multinaționala e unde ești tu, engleză o vorbiți? Ca la, că și Geta tot la o corporație mare. Da, da, da. Dar eu știu oarecum la nivel mediu. Da? Da. Îți dau ceva? Încercăm, riscăm? Măcar. Riscăm? Da, 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 da. Care conține, vezi că vine din engleză, ți-am zis, foarte puține calorii. Din engleză, din englezele. Îți dau o literă, ce se fac? Îți dau o literă românească. Auzi, adausul de zahăr e 0. Literă. Hai, mă! Nu bei din astea sucuri, de-astea acidulate? Ce să fie ala? Auzi, nu bei sucuri acidulate? Ba da, ba da. Iaurt cu puține grăsimi? Sau suc acidulat, care n-are zahăr? Light. Light. Light-ul, Leo. Ai prins, Olivia, light-ul. Bă, și ne-a mâncat la secunde light-ul ăsta. Light. Știi că sunt sucurile acidulate, zero zahăr, zero cum le zice lor. Bun. Îmi place. Un joc calm, blând. Fii atent. 600 de lei. Auzi? Zi-mi un sinonim la material adeziv. Material adeziv? Da, da. Ciment? Stai un pic, stai, stai. Ciment? E folosit ca să fixeze anumite obiecte. E folosit, poate să fie solid, lichid, poate să fie ușor cremos. Fixez obiecte cu el, Leo. Da, lipici? Lipiciu, mă. Lipiciu, mă. Lipiciu. Lipiciu, ce simplu. Așa-i? Mă gândeam la... Unde, Doamne, iartă-mă? Lipiciu, mă. Lipiciul, da. Prinzi anumite obiecte, le lipește. Și ce ți-am zis? De să fixeze, nu să lipească, da, 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 așa e? Că da, trebuia să zic să lipească anumite obiecte. 1900 de lei avem, Leo. Da. Ăsta nu-i... Nu-i ușor? Nu. Dar îl zic, că n-am ce să fac. Face 600 de lei, da, dacă iei. A lăsa, e și verb, a lăsa diverse plante în ulei ca să-l aromatizezi. O literă? Îți dau. Fii atent. Pui vișine în alcool ca să obții vișinată. Le pui la vișinele în alcool. Știi? Vișinata, ai băut vișinată vreodată? Da, da. O literă? Și carnea se pune... A, macera. Asta e. Asta e o... Da. Macera. Perfect. 2300 avem. Mi-e teamă de timp. Da, adevărat. Știi? Deja... Deci la tine cu timpul e... Auzi, ce ai făcut, ce ai terminat? Liceu. Care? Filologie. Filologie. Da. Litere. Da. Da. Litere. Știu că te ajută, dar... Deocamdată ai 2300. Cât ai, Geta? 3600. 3600. Leo, ținte bine. 700 de lei dacă prinzi următorul cuvânt. 7 litere. Zice așa definiția. Ia uite. Nume comic dat de cei din popor, noi oamenii simpli, necuratului. Îl găsești și în basme. Nu, nu-mi dau seama. Literă. Cum îi mai zice în povești? Îi zice într-un fel. Nu. Ce ai vrut să zici? Dar ce ai vrut să zici? Nu. Mă, ce ai vrut să zici? Nu. Dar ce ai vrut, mă, să zici? Gata. Aghiuță. Da, măi, Leo, măi. Da, mă, Leo. Asta ai vrut să zici la început? Da, da, da. Mi s-a părut că nu se potrivea acolo, de-aia am tăcut din gură. Dar știi vorba? Da, ai auzit, Olivia, de aghiuță? Nu. Câți ani ai, Olivia? 27. 27. Și tu cât ai, Leo? 32. 32. Îți dau un verb, infinitiv. A aduce două sau mai multe lucruri la același nivel. Valoare sau stadiu. Adică a... literă. Când echilibrezi ceva, pui pe același plan. Nu există decât în matematică, a zis Eminescu despre asta. Nu e politică corect acum, cred că Eminescu era taxat dacă ar visu acum. Literă. Da, el a zis că doar în matematică poți să aduci la aceeași dimensiune. Doar, bă, asta... Cum? Nu-mi dau seama. Literă. A... Pe toți la... Egaliza. Egalitatea nu există decât în matematică. Egaliza. Așa zis. Cum? Egaliza. Da, omule, egaliza. 1 minut și 15 secunde, Leo. Fii atent. Stai la casă? Da. Sau la bloc? La casă, da. Cumperi tot felul de obiecte. Da, de... clar. Ce ai cumpărat ultima dată? Nu mai mi-aduc aminte. Ce ai mai luat așa? Le iei de pe net? De... Da, și de pe internet. Cumpăr, da. Și cum le aduce curierul acasă, nu? Da, da. Zici ce ai luat ultima dată, așa, de curiozitate. Mai știu, o pereche cu Adidas. Ți-ai luat pantofi de aia sport? Da, da, da. Auzi? Ți-au dat promisiune sau asigurare scrisă la ei? O chitanță, o literă. Chitanța mamiei, dacă intre chitanța în 700 de lei, în 7 litere. Actul ăla care îți asigură durabilitatea pantofilor sport pe care tu ai luat. Garanție, băi, Leo, băi, 3100 de lei. Actul Grija ta e la timp acum, da, corect? Da. 59 de secunde. 1 minut pentru 5 cuvinte. Aoleu, 5? Da. Păi mai e unul de 8? Da. 2 de 9, 2 de 10. Leo, da, ne descurcăm. Tu să știi un pic să o, da? 800 de lei. Auzi? Cu cât răspunzi mai repede, cu atât recuperezi din timpul pierdut. Da, adevărat. Fii atent. Care se petrece zilnic. Cotidian. O literă. Cotidian. Mă, de ce n-ai apăsat? Nu mă mai întreba pe mine. Păi nu eram sigur. Deci, ăsta era. Cotidian. Nu mă mai întreba pe mine, că știi că n-am voie să confirm sau să infirm. Știu, știu. 4500 de lei.